65 de tablete și 50 de termometre non-contact au fost distribuite de către Primăria Municipiului Călăraș către școlile din Municipiul Călăraș prin Inspectoratul Școlar Județean Călăraș. Tabletele vor ajunge la elevii din anii terminali care nu dispun de niciun dispozitiv pentru pregătirea online, iar termometrele vor fi folosite pentru triajul epidemiologic la intrarea în unitățile de învățământ.